metode de acordare. Prima din ele este cea clasică și o să o arăt. Avem prima coardă care se numește Mi. Da? Prima coardă este Mi. Această coardă, prima și ultima, deci prima și a șasea, este Mi. Da? Noi putem, dacă avem nota Mi, de oriunde, putem să facem următorii pași. Ținem pe următoarea coardă, care este Si, și vi le voi explica în curând. Dacă ținem degetul aici, practic va fi tot Mi. Și atunci noi reglăm următoarea coardă, o strângem sau o tensionăm sau o detensionăm, da? O strângem sau o lăsăm mai moale ca să fie, da? De aici. Deci o strângem sau o lăsăm mai moale. Astfel ca aceste două sunete să fie la fel. Dar sunetul de ghidaj este primul Mi pe care noi îl avem corect. A treia coardă, solul, în momentul în care am pus degetul aici, va forma un Si. După ce avem Si-ul acordat, trecem la sol. Auziți? Sună la fel, ceea ce este perfect, perfect. Trecem la următoarea coardă, care este... Următoarea coardă, care este Re. Da? Deci am fost pe sol. Da? Să vă mai dau și alte detalii. Avem Mi-ul, sper să se vadă, dar avem în felul următor. Pe a doua coardă, care este Si, punem degetul în poziția 1, 2, 3, 4, 5, a 5. Majoritatea chitarelor, o să fac o paranteză, au niște punctulețe. Ori le au aici, marcate, ori chiar aici, pe mijloc. Și atunci, fret, cum îi zice în engleză, deci această pătrățică, practic reprezintă un semiton și... Pe prima coardă o să-l liberă, pe a doua, deci Mi-ul liber și pe care trebuie să-l avem corect. A doua coardă, Si-ul, acesta este Si-ul, dar trebuie să sune la fel dacă punem degetul pe al cincilea fret. Sol-ul este a treia coardă și va suna ca Si-ul dacă punem degetul pe al patrulea fret. Care este Re-ul, punem pe al cincilea și comparăm tot timpul cu cea dinainte. Pe a cincea coardă, tot pe poziția a cincea, a cincea coardă este La și da? Pe poziția a cincea înseamnă că este un iar pe ultima coardă, ea oricum poate să sune ca prima, da, de control, dar în același timp, dacă aș pune degetul pe a cincea poziție, pe a șasea coardă, ce se întâmplă? Îmi va da un La. Și atunci sună la fel. Asta este metoda 1 de acordare. A doua metodă de a acorda chitara este folosind un... Vă arăt imediat. Este... folosind un tuner. Așa se numește, tuner. Acesta, cum să-l desfac, este doar un exemplu. Ele au diferite forme, sunt de la diferite companii. El, ce se întâmplă cu el? Se prinde de capătul chitarei. În acest moment, el, când simte vibrația, da? Ne arată unde suntem. Și în general se înverzesc sau
au aici o bară și ne ajută să înțelegem unde sunt. Deci, la mine este acordat. Adică dacă ridic sunetul prea sus. Bun. Aceasta este a doua metodă de a acorda chitara folosind un tuner. A treia metodă pe care eu o folosesc este să deschid o aplicație care se numește Guitar Tuner. Aceasta. Aceasta este aplicația și cu ajutorul microfonului îmi zice dacă este corect sau nu. Dacă sunetul este prea sus, mi se duce în partea asta, că e prea jos, se duce aici. Dezavantajul acestei aplicații este că dacă vrei să acordezi chitara în gălăgie, bam, 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 uite, eu acum vorbesc într-un sol sus, da? Dezavantajul este că această aplicație nu poate fi folosită undeva unde e gălăgie. Avantajul este că tot timpul ai telefonul cu tine. Dacă chiar îl uiți și pe ăla, folosești prima metodă de acordare, afli că un mi, iei un mi și îl acordezi chitara fără probleme. De asemenea, o recomandare, dacă aveți o chitară nouă pe care nu ați mai folosit-o, trebuie să știți faptul că corzile se vor dezacorda foarte ușor. Și eu vreau, de fiecare dată când începeți orice exercițiu și să-l repetați, obișnuiți-vă cu tunerul, oricare din metodele de acordare și verificați că sună bine. Pentru că sunetul vă va rămâne impregnat în creier și în urechi. Și nu aș vrea să vă rămână sunetul greșit. Dacă e dezacordat, acesta e siu. N-aș vrea să rămâneți în cap că ăsta e siu. În niciun caz, da?